7:30 și m-am trezit, m-am spălat pe față și mi-am făcut o cafea, nici nu prea am voce la ora asta, mă pregătesc să plec la job. Astăzi, sâmbătă și duminică, sunt la PGL, mă duc să-mi machez băieții. Astăzi este o zi destul de agitată așa, după PGL trebuie să mă duc să mă văd și cu contabilul, după aia trebuie să mă duc la sală și după sală vreau să mă apuc să-mi curăț niște pensule, niște chestii. Hai că a sărit ubi pe masă, s-a mișcat aparatul, am crezut că o să cadă, că am făcut eu o invenție aici, o să filmez cu telefonul ca să vă arăt cum stă aparatul în timp ce eu vorbesc aici din bucătărie. Da, îmi beau cafeaua, mănânc și eu ceva rapid, mă duc să-mi pun și eu o față așa și după aia plec la job. Aseară m-am vopsit aseară, nu se vede la lumina asta de aici din casă, dar m-am făcut movul ăla de acum 3 ani, de mă făceam eu cu vopseaua de la Life. Să ies cu fetele în oraș. Bineînțeles că sunt un pic în întârziere, ca de obicei. Aseară nu v-am mai povestit mare lucru, pentru că după sală m-am dus să mă văd cu Ana și am avut puțină treabă și n-am mai avut timp să stau să filmez, pentru că am un proiect în desfășurare și nu prea pot să vă arăt mare lucru despre el acum, pentru că vreau să vă arăt când o să fie totul gata și nu prea vreau să vă arăt pe porțiuni. Vreau să vă dau toate detaliile la final și am fost să lucrez la treaba asta. După aia am venit acasă, mi-am făcut un duș, n-am făcut mare lucru și m-am pus în pat. Iar acum ieșim în oraș, mergem să mâncăm la corean. Da. Și o să-mi pun pe ploape o nuanță din paleta asta, pentru că mi-era dor de aia, nu mai folosesc tot de mult. Și după cum știți că îmi plac mie paletele astea de la Too Faced, o să-l aplic direct cu degetul, pentru că face o treabă super. Da, iar astăzi este zi de porceală, de întâlneală. Suntem așa ca fetele, nu știu ce o să facem după, pentru că este foarte de dimineață, ne vedem undeva pe la ora 12. Și nu știu dacă o să rămânem toate după, dacă o să mai mergem în altă parte. Ăsta a fost namul care a tras în sporăit. Însă
Vedem, vedem cum o să decurgă toată treaba. Acasă, după o zi în care am bănănăit toată ziua, restaurantul corean unde am fost și am mâncat este extraordinar. Mâncarea a fost, doamne, atât de bună. Vă recomand să mergeți acolo dacă sunteți fane mâncare coreană. Absolut minunat. Vai de mine, niște arome, un gust atât de bun. Iar după ce am plecat de la restaurant, am fost și ne-am plimbat prin AFI până când s-a închis mall-ul și am plecat acasă cu o pereche de blugi, să zic, pantaloni de la H&M, de la MAM. Se numesc Loose MAM Fit. Căutam de foarte mult timp modelul ăsta și voiam ceva care să cadă bine pe corp. Tubi, cotrobe prin ceva. Și i-am văzut la Lucia. Și mi-a zis că sunt de la H&M și astăzi am fost acolo și i-am luat, i-am probat, vin extraordinar de bine și mi-au mai plăcut pe o nuanță de cărămiziu, însă am zis să nu iau totuși acum, e o nuanță foarte mișto de toamnă, însă eu i-am luat pe bej. Ăștia sunt, nuanța e super, și sunt din aceștia lus, da, care au cracul foarte larg, cam așa, iar aici jos au modelul ăsta așa, dar îmi place faptul că sunt din aceștia luși și vin foarte, foarte bine pe corp, deși când te uiți așa la ei, ai impresia că sunt imenși, imenși, uitați, ai impresia că porți 80, însă vin foarte bine, se așează foarte, foarte bine pe corp, materialul e mișto, merg și la toamnă, și la iarnă, cu ceva pe dedesubt, sunt și de primăvară. Am mai probat destule hăinuțe, însă nu a fost ceva care să fie așa pe placul meu, să zic, mamă, ăsta e, îl cumpăr. Dar ăștia, da. Da, am un plan să mă duc să iau și pe aia pe cărămiziu, dar mai aștept, că na, nu e o culoare tocmai de primăvară. Asta e. Ala e? Da. Și acum trebuie să-mi aleg eu, da? Ha! Caribul. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hai tu acum. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Du-te! Adevărat a înviat. Pielea. Dar zici de optici, mă lăb. Mi-ai spart o uțu. Ce prostie era să zic. Eu cred că măta face o leastea pentru tine. Când sunt în mâna ta, sunt mai tare. Mă, mai al dracu după sufletul omului. Exact. Ai văzut, nici nu l-am ales, m-am dus acolo, am pus la pe primul ouț.
le-ai învârtit. Hai să păpăm. Acasă mai devreme cu astea și vreau să vi le arăt, pentru că sunt extraordinar de bune. Se numesc Puffed Crackers și arată cam așa. Nu știu să vă zic sincer ce sunt, dar sunt foarte, foarte bune. Și dacă vă spun de unde le-a luat, nu o să mă credeți. Le-a luat de la farmacia Tei. Și avem aici sortimentul cu ceapă. Ăsta este cu rozmarin, iar astea sunt cu pizza. Eu le-am desfăcut pe astea cu ceapă și urmează să le combin cu astea cu pizza. Le punem acolo și ne ducem să ne uităm la un filmuleț înainte să adormim. Însă eu mă pregătesc să plec la PGL. Asta o să fac după ce termin să-mi beau cafeaua. Mă duc, mă îmbrac și o iau din loc. Dar voiam să vorbesc puțin cu voi pentru că aseară nu am mai avut timp absolut deloc. Pentru că ieri am fost toată ziua pe fugă. De dimineață am avut un pic de treabă, apoi m-am dus la sală. Iar după sală am venit fuga repede acasă să-mi iau aparatul și trepiedul, pentru că m-am dus să o ajut pe nona cu o filmare și nu am mai avut timp să stau să filmez, pentru că am fost numai un dute vino și după ce am terminat aseară cu ea, am venit acasă, n-am mai avut vreme să mai fac absolut nimic. Am mâncat, mi-am făcut un duș și m-am pus în pat. Bineînțeles, când m-am pus în pat, ceea ce mi se întâmplă mie de fiecare dată, nu m-a luat somnul. M-am uitat la un episod dintr-o serie la care mă uit eu cu criminali, cu nebunii dintre astea. Până la urmă m-am adormit și ia uite cum a venit și ziua de sâmbătă. Azi mâine sunt la PGL. Însă astăzi, după ce termin cu PGL-ul, o să mă văd cu baby să mergem să ne uităm după rafturile de debarale. Noi nu avem debaralele făcute nici până acum și încă stăm cu cutii și am ajuns să fac apoplexie la orice cutie pe care o văd. Și astăzi mergem să vedem cum facem cu rafturile. Mergem în Ikea să vedem dacă putem să rezolvăm în Ikea, dacă nu, să vedem. Iar apoi ar trebui să mă văd un pic și cu Ana. Să mergem până în Parlex să ne uităm după niște chestii. Însă... voi vedea cât mi-a ieșit din ziua de astăzi.